este adevărată existența unor tensiuni și a unor frământări, poate fi interpretată de sociologi, de politologi, de alți specialiști în radiografia acestor fenomene, ca fiind un semnal pozitiv, un semnal al rezistenței în fața pierderii de sine. De ce? Pentru că fiecare generație este în căutarea unei redefiniri a propriei identități. În cazul de față, a identității naționale de care facem vorbire. Uh, proces care presupune nu doar decantări, lămuriri, ci și tensiuni și în unele cazuri, iată, chiar contradicții. Aceasta pentru că imaginea de sine uh, a unui popor și identitatea lui uh, nu reprezintă o componentă inertă a mentalului colectiv, uh, respectiv în ceea ce îl privește pe individ a personalității acestuia și nici măcar una constantă. În construcția acestei identități, acumulându-se experiențele fiecarei generații, care fac ca semnificațiile și conținuturile să se îmbogățească de la o generație la alta sau, din potrivă, să se pauperizeze, să sărăcească. Iar dinamica aceasta e cauzată de factori multipli. Sunt factori politici, sociali, culturali, chiar religioși semnificative în acest sens fiind marile mișcări de stradă, expresii cel puțin parțiale trebuie să le recunoaștem ca fiind cel puțin expresii parțiale ale unei conștiințe colective. Iată câteva din sloganurile Tinerei generații să protestez ca un român, spune foarte multe. România am venit să te salvez, România este țara mea, nu o fura în februarie 2017. Ați reușit, ne-ați unit în sensul mobilizării la protest în noiembrie 2017. Deci, iată aceste frământări recente care sunt menite să reevalueze și să redefinească identitatea unui grup nu doar social, ci mai mult decât atât etnic și național. De vreme ce ele fac trimitere la identitatea națională. Să protestezi ca un român, România am venit să te salvezi, România este țara mea. În fine, o ultimă componentă în această în acest tablou este contextul internațional al ultimilor ani, de care nu putem face abstracție. Context care a predispus la reevaluarea identității chiar europene, cu atât mai mult a naționale, în termeni adeseori contradictorii. Suntem cu toți conștienți de tendințele de dezintegrare la nivel european, pe care l-am putut urmări de 3-4 ani încoace, începând cu Brexit, continuând cu Catalonia, cu Lombardia și Veneto, cu reacțiile publice ale polonezilor, ale ungurilor, ale maghiarilor. În ultima vreme, iată, aceste tendințe uh, s-au accentuat și ele nu au doar rațiuni politice și economice, uh, ci sunt și rezultatul adâncirii unor uh, falilor uh, identitare uh, care sunt uh, atât etnice cât și religioase. Uh, e de amintit aici recrudescența uh, curentelor naționaliste relansarea unor mișcări cu pretenții autonomiste sau de reconfigurare a unor frontiere cu reconstrucții teritoriale, apariția mișcărilor identitare, a se vedea noua dreaptă europeană, modelul etno-religios al identității naționale, să ne amintim de, frontar, de rozariul la frontiere, Inițiat în Polonia anul trecut, în octombrie 2017, continuat apoi în Marea Britanie, în aprilie 2018, euroscepticismul, sunt recente din primăvară spre vară declarațiile șocante ale președintelui Poloniei, Andrei Duda, vis-a-vis -vis de apartenența Poloniei la Uniunea Europeană, resentimentele sociale, conflictul de genul sistem versus antisistem, atentatele recente și uh, exemplele pot continua. Toate acestea readuc în discuție chestiunea redefină, redefinirii identității naționale și a europene, cu toate drepturile, dar și limitele pe care uh, aceasta le presupune. În concluzie. În pragul serbării centenarului Unirii Românilor, conjunctural au asumat, se relansează în sfera publică noi dezbateri cu privire la istoria centenară a României, dar și interogații referitoare la identitatea națională. Ce mai este România? Ce mai suntem noi, românii, acum, la 100 de ani de la Unire? De bună seamă, momentul este un bun prilej pentru a reflecta nu doar asupra identității uh, românilor și asupra proiecției acestei identități în lume, ci și asupra rolului, rostului nostru de astăzi și de mâine în Europa. Considerăm că pendularea între idealizare Euforie și pesimism între idilizare și blamare nu poate să ne aducă decât prejudicii, cauzându-ne dezechilibre și alienări, poate chiar patologii identitare. Soluția de bună seamă este realismul, abordarea echilibrată, care nu doar constată derapaje, ci și propune remedii. Întrebarea mai este România un proiect viabil sau, din potrivă, a devenit unul falimentar, de bună seamă, ne privește pe fiecare dintre noi. Construim sau reconstruim o Românie aici și acum sau ne facem o Românie într-o altă parte, într-o proiecție idealistă sau, din potrivă, nicăieri, abandonând-o definitiv. Cel mai tonic îndemn este acela de a redescoperi Astăzi, la Centenar, România și identitatea noastră așa cum sunt ele în realitate. Nici idilizate și mitizate, dar nici falimentare sau damnate. Dacă totuși noi, generațiile de astăzi, care am primit în dar o Românie unită, nu o putem face mai bună, măcar să nu o știrbim, să nu o distrugem ci să o oferim mai departe celor care vin după noi. Poate ei se vor dovedi mai vrednici decât noi.